Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Încercăm să vedem în ediția de față cum face față coaliția de guvernare provocărilor de la sfârșitul anului, fie că e vorba de facturi, energie, inflație, construcția bugetului, fie că e vorba de negocierile pentru admiterea în Schengen și, nu în ultimul rând, fie că e vorba de propria ei stabilitate. Invitatul ediției este politologul Cristian Pârvulescu. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! E realmente o coaliție a stabilității, așa cum se tot proclamă, pentru că vedem foarte multe șicane în ultima vreme în interiorul ei. Exact ca și un corp care se mișcă, nu? Își schimbă mereu punctul de greutate. Această coaliție este stabilă în acest context geopolitic, pentru că este o coaliție care a apărut pentru acest context geopolitic, dar își caută mereu punctul de stabilitate, de greutate, pentru că nu este o relație complicată între două partide care doresc să controleze viața politică, din care unul are un avantaj net. Este vorba de PSD, care în condițiile prezenței la vot reduse cu numărul de primar pe care îi are, nu poate decât să rămână primul partid al României, și PNL, care de multă vreme, de mai bine de un deceniu, în orice caz de 8 ani de zile, încearcă să ia locul PSD fără să reușească. Și atunci cele două partide realizează coaliții stabile pentru o perioadă limitată de timp, cu o dificilă relație între ele două. Spun realizează pentru că nu e prima coaliție între PNL și PSD. E prima coaliție între acest PNL, care conține foarte mult PDL până într-acolo, încât nu mai știi să-l deosebești de partidul care aparent a dispărut în 2014, dar PNL a avut coaliții cu PSD și înainte, fie că a fost celebra coaliție informală între 2007 și 2008, fie că a fost USL-ul care a guvernat între 2012 și 2014 și când despărțirea s-a datorat alegerilor care urmeau să aibă loc europene prezidențiale, și foarte probabil și această coaliție va dura, în funcție de războiul din Ucraina, cât mai mult cu putință, dar dacă războiul se încheie, spre exemplu, într-un fel sau în altul, în sensul că armele tac, nu neapărat că s-a încheiat un tratat de pace, în primăvara anului viitor, ceea ce este o ipoteză plauzibilă, atunci guvernul ar mai putea continua în forma actuală câteva luni. Dacă războiul continuă mai mult, va continua până în 2024. Acele două partide mari vor încerca permanent să se reorienteze, astfel încât fiecare dintre ele, căci vor candida separat la toate tipurile de alegeri, să aibă cât mai multe șanse, pentru că suntem încă un sistem competițional. Să luăm partea bună a lucrurilor, suntem încă un sistem competițional, deși competiția nu e chiar deschisă. Știți, aici e cam ca în fotbal, e Liga 1, Liga 2. Aici avem Liga 1, partidele sistem, care acceptă cu mare greutate că e nevoie, nu-i așa, și niște partide mai mici, antisistem, cum este cazul USR și AUR, fiecare pe altă parte, dar în rest competiția nu-i prea deschisă, pentru că au pus reguli, ca la fotbal, care împiedică alte partide să intre în Parlament, și asta blochează oarecum viața politică și duce la situația destul de complicată pe care o vedem astăzi, pentru că mulți români sunt nemulțumiți de sistem și nu participă la vot pentru că consideră că sistemul nu le reprezintă niciun fel interes. În schimb, pare o luptă foarte animată în interiorul acestui sistem de două partide mari, în care... Da, uneori e aparentă, să știți. Sunt de acord cu dumneavoastră că pare animată, dar uneori e aparentă. De ce spun că e aparentă? Pentru că atâta vreme cât prezența la vot va fi, sigur, nu neapărat ca în timpul pandemiei, în decembrie 2020, de 34%, dar de 40-45%, cele două partide vor avea diferențe de maxim 10% între ele. Sigur, e semnificativ, dar nu este esențial.
Și dacă sistemul rămâne acesta, vor trebui să facă alianțe. Nu au cum să... Una din marile mituri care sunt vânturate în România e că în România nu există cultura coaliției, a alianței. Este absurd. În România n-am avut partide majoritare. Cu excepția perioadei 2000-2004, când a fost quasi majoritarist, pentru că nici atunci PDSR, PSD-ul lui Adrian Năstase, nu avea majoritatea de 50% plus 1 și avea nevoie de sprijinul tăcut, dar foarte pragmatic al PRM-ului, noi am avut doar guverne de coaliție din 1992 încoace, deci discutăm de perioada constituțională. Deci dacă nu, partidele nu s-au obișnuit încă să facă coaliții, e o problemă a culturii de partid, nu e o problemă a vieții politice românești, căci noi știm că este o dificultate să existe guverne majoritare, cu partid majoritar în sensul ăsta, ultramajoritar, care să aibă peste 50% din voturi. Și atunci, evident că pare animat, pentru că vor să-și țină electoratul treaz, pentru că marea problemă a PNL în 2020, în decembrie 2020, a fost că electoratul său, fiind un electorat tipic pentru clasa mijlocie, foarte temător, nu s-a prezentat la vot din cauza pandemiei, pe câtă vreme electoratul PSD s-a prezentat la vot și deși PNL a obținut în raport cu alegerile precedente un scor mai bun, net mai bun, iar PSD un scor mult mai slab, PSD datorită rezervelor despre care am discutat și a capacității de mobilizare a fost pe primul loc. Și nu încetează să ne aduc aminte acest lucru, ca și când un milion de voturi mai puțin n-ar conta, pentru că e vorba de un milion de voturi mai puțin între 2016 și 2020, milion de voturi care s-au dus în altă parte sau nu s-au dus nicăieri pentru că au fost doar 34% prezenți la vot. S-au dus în altă parte pentru că unele dintre aceste voturi se regăsesc la vot. Dar și atunci, sigur că PSD, care este partidul secundar pentru că nu are primul ministru, va fi întotdeauna foarte critic, va fi un partid de opoziție la guvernare, iar PNL va fi obligat la poziții defensive pe care, de altfel, le apără cu destul de multă stângăcie, dar problema ține de organizarea de partid și de realitatea că partidul nu știe încă foarte clar ce va face în 2024. Așteaptă încă 2023. Da, pare o luptă inegală, pentru că sigur are avantajul PSD-ul că nu are prim-ministrul și atunci se poate comporta din când în când, foarte des de altfel, ca un partid de opoziție în interiorul guvernării. Dar ce îl împiedică pe PNL să dea riposte sau mai bine zis să nu se expună acestor critici, având un act de guvernare coerent? Pentru că am impresia că aici șicanele PSD sunt de fapt dublate sau încurajate, mai bine zis, de inconsecvența PNL. De bâlbâielile PNL în actul de guvernare. Acum, PNL nu poate să impună într-un guvern de coaliție o viziune pe care nici nu sunt sigur că o are, dar să presupunem că o are. Nu poate să o impună pentru că trebuie să negocieze. Și negocierea e clară, se face în ședințele coaliției, în care PNL obține câștig de cauză de foarte multe ori, dar este vorba de negocieri. Important e cum prezinți această realitate. PNL nu e un partid atât de pro-capitalist pe cât vor să susțină unii. Este un partid conservator, se numește liberal doar în virtutea istoriei, dar foarte puține elemente rămân liberale în ideologia, dacă există o ideologie, dar în orice caz în valorile afișate ale partidului. Și tendința aceasta pe care unii o consideră populistă, dar care ține de o oarecare viziune socială. Sigur că există un element electoralist. Adică sigur că și PSD și PNL vor să aibă un electorat, sigur. Dar dincolo de asta, vor să aibă și o societate care este relativ mulțumită, care nu este lovită de crize. Și atunci ajung la acest compromis, de care însă PSD profită mai bine, pentru că PSD se prezintă ca fiind un așa zis partid de stânga, în care valorile de stânga iarăși nu există, nu, nici cu microfonul, nici cu microscopul electronic nu o să le vedem, pentru că nu există, pur și simplu. Pentru că, revin, politicile sociale nu sunt politici de stânga. Sunt politici care țin de orientarea socială a diferitelor curente politice, iar conservatorismul
pe care reprezintă PNL, o are o dimensiune socială, indiscutabil. Dar când vorbim de valori de stânga, ne uităm foarte clar la valorile legate de egalitate și aici avem problemele acele standard pe care le știți, legate de, drepturile persoanelor cu altă orientare filozofică sau sexuală, sau chiar drepturile minorităților, pentru că am avut un scandal acum în jurul lui 1 decembrie absolut absurd, da, în care îi se reproșează unui politician faptul că a spus adevărul, pentru că adevărul nu poate fi spus într-o țară în care totul este pus sub semnul naționalismului. Mă bucur că ați vorbit despre asta. Hai să ne uităm un pic la acest scandal, pentru că urma să discutăm nu numai de șicanele PSD-PNL, dar și de șicanele dintre PSD și PNL de data asta, pe de o parte, și UDMR de partea cealaltă. Discursul ăsta de care vorbiți e cel mai recent exemplu și unul foarte bun. Ce a spus în esență deputatul Cioma Botond a fost un adevăr, spun istoricii, nu? Că în acel moment sau în 1918 Ardealul era proiectat să fie al tuturor și nu în sensul de apartenență la o țară, ci în sensul de un tărâm, să spunem, în care drepturile tuturor acestor etnii să fie respectate. Deci pe fond înțelegem că n-a fost nimic în neregulă. Ce a fost inadecvat? Momentul ales de Cioma Botond să vorbească despre chestiunea asta? Nici măcar momentul. Era un moment foarte bun. 1 decembrie este un moment în care trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat atunci, dacă vrem să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Deci toată lumea vorbește de declarația de la Alba Iulia, dar nimeni nu o citește. Pentru că dacă ar citi, o ar vedea că a avut perfectă dreptate Cioma Botond, pentru că acolo, în declarație, se vorbește că se poate declara de autonomia diferitelor comunități din Transilvania, este ceea ce românii vor să creeze în Transilvania, răspunzând la dualismul maghiar care lăsase Transilvania în zona de influență maghiară și unde nu exista niciun fel de autonomie a minorităților. Ori ceea ce va face guvernul de la București, condus de Ionel Brătianu, este că va lua cunoștință de această declarație, dar va pune în aplicare printr-un decret legal câteva zile mai târziu, cred că pe 3 decembrie 1918, va pune în aplicare viziunea centralistă românească, deci va considera Transilvania ca parte integrantă a României centralizate. Toate aspirațiile acelea vor cădea și trebuie să înțelegem puțin de ce, de exemplu, în 1923, Partidul Național din Transilvania, condus de Iuliu Maniu, despre care nimeni n-ar fi spus că era un promaghiar, refuză să voteze Constituția, pentru că nu respectă declarația de la Alba Iulia. Mai târziu, în interiorul PNC va exista, pentru că în 1926 apare PNC-ul, va exista un curent federalist condus de unul din apropiații lui Maniu, Boilă, care militează pentru revenirea la declarația de la 1 decembrie 1918 pentru a rezolva problemele din România. Deci nu e o problemă doar a maghiarilor și nu este un moment nepotrivit, dar este un moment în care naționalismul, nu e așa, pentru că aur e întotdeauna pe scenă și este foarte agresiv, poate să fie folosit de partidele sistem pentru a-și consolida electoratul, iar pentru PNL, care a fost mai agresiv decât PSD din punctul ăsta de vedere, e important electoratul din Transilvania. Naționalismul e o realitate, este puternic în Transilvania. PDL și PNL acum încearcă să păstreze acest electorat. Au fost momente în alegeri, spre exemplu în 2016, când jocul unor politicieni străini, de exemplu Victor Orban, prin declarații făcute tot la 1 decembrie, 2016, au făcut ca alegerile să iau o turnură negativă pentru PNL și atunci PNL e foarte atent la subiectul acesta, nu face pedagogie, ci face politică. Numai că nu e deloc inspirată această politică, pentru că suntem în 2022 și poate să facă și puțină pedagogie. N-a făcut, a refuzat. Mai mult decât atât, ambele partide s-au lăsat manipulate de o oarecare senatoare, al cărui nume nici măcar nu merită pronunțat, și care a deschis tot acest scandal. Ori, pentru PNL și PSD, partide care se consideră partide bine structurate, să intre sub influența ultranaționalismului de Mahala,
Este foarte grav. Bun, în momentul în care tot consolidez percepția asta că UDMR n-are ce căuta la guvernare din cauza acestui discurs, din cauza retoricii unui Orban, Victor Orban, pe care UDMR-ul, să zicem, că o susține și așa mai departe, ajungi să te întrebi la un moment dat, bun, și atunci de ce nu rezolvați problema asta? Sau cum trebuie tranșată problema asta dacă ea este una reală și nu e doar de carton? Problema relației dintre UDMR și Fidesz, Victor Orban, e importantă. UDMR a devenit în mare măsură un fel de, să zicem, organizație românească a Fidesz. Dar nu face acest lucru pentru, cred eu, din credințe ideologice, ci din pragmatism, pentru că electoratul maghiar, și aici este o problemă a românilor, a autorităților românești, electoratul maghiar a devenit dependent total de Budapesta. Este sub influența Budapestei din punct de vedere informațional. Urmăresc televiziunile, ascultă radiourile, citesc site-urile de știri de la Budapesta și vorbim aici de 80-90% din populația maghiară din Transilvania, mai ales din zonele foarte concentrate de maghiari. Acolo unde maghiarii sunt în mai puțin și comunică cu românii, Bucureștiul poate să există, pentru ceilalți există doar Budapesta. Și atunci UDMR-ul se adaptează. Dar e o problemă de comunicare, pentru că autoritățile române au preferat să nu comunice cu minoritatea maghiară din Transilvania. Și atunci Orban, cu politica sa revizionistă, pe termen mediu și lung, a avut deschis practic câmpul de influență, de intervenție și a intervenit. Dar una e una, alta e alta. Acum, știți, multă lume se întreabă de ce PNL, atât de critic la adresa PSD, a acceptat un guvern cu PSD și de ce cele două partide care aveau 60% din voturi au acceptat UDMR. Ca să aibă o majoritate de 70% nu e plauzibil. E simplu, război. Această coaliție este o coaliție de război, a apărut înaintea războiului, pentru că în România nu au existat naivi în politică care să creadă că războiul nu va începe, erau prea multe semne evidente. Și atunci decizia președintelui Iohannis a fost să fie pregătit și să aibă un guvern de coaliție, de coaliție ultramajoritară, în care curentele care riscau să creeze distorsiuni sociale și politice să fie împreună. Gândiți-vă, eu rog pe ascultătorii dumneavoastră, am mai spus-o la Europa FM, cum ar fi arătat România cu un PSD și UDMR în opoziție. Nu mai gândiți-vă, aduceți-vă aminte perioada pandemiei și PSD în perioada pandemiei și puneți în contextul actual. Dar UDMR, singura soluție pentru guvernul României de a comunica cu maghiarii din Transilvania, asta se numește democrație consociativă, nu există comunicare între comunități, există comunicare la nivel politic. UDMR ține sub control o situație care poate scăpa de sub control dacă intră în opoziție, pentru că dacă vom face vreodată vreo cercetare într-adevăr serioasă sociologică, vom vedea că în majoritatea celor din România care nu sunt de acord cu susținerea Ucrainei, sau nu majoritatea, un număr important dintre cei care sunt de acord să nu susținem Ucraina sunt din Transilvania. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că a fost o decizie înțeleaptă, n-a fost o decizie emoțională, a fost o decizie rațională, așa cum așteptăm de la politicieni. Sunt mulți nemulțumiți de lucru. Da? Guvernul nu funcționează perfect, dar este un guvern de criză geopolitică. Bun, apropo de asta, noi am avut zilele trecute, acum 3 zile, o declarație foarte interesantă a liderului AUR, George Simion. Poziționat, nu, ca sprijinitor al unirii cu Republica Moldova și tocmai în cheia asta el spunea sprijinul pentru guvernul Republicii Moldova, sprijinul pentru primăria Chișinău n-ar trebui să existe, pentru că noi vrem ori unirea, ori ce e asta, un sprijin pentru un guvern politic al unei țări independente când noi vrem unirea. Hai să nu facem joc cu politicienilor. Și mai zicea că nu trebuie sprijiniți prea mult nici cetățenii ucraineni, că ar trebui să avem grijă de noi. După care, sigur, ieri venea cu episodul asalt asupra Ministerului Energiei, probabil, și aici o să vă cer părerea, ca să-l facă uitat pe la de vineri,
cu hai să nu sprijinim Republica Moldova. Cum se împacă declarația asta? Nu cred că sunt incoerente cele două acțiuni. Ele sunt cât se poate de coerente, pe linia naționalismului agresiv și excesiv. Deci, pe de o parte, acuza de prorusism la adresa AUR și a domnului Simion nu e nou. Ăsta e și motivul pentru care moldovenii nu au votat AUR. Vă aduceți aminte că în alegerile din 2021 partidul a apărut și ar fi trebuit să aibă un succes, a preluat oarecare politicieni care avuseseră influență, dar nu a reușit să treacă pragul electoral, pentru că moldovenii au fost conștienți că acțiunile domnului Simion puse sub semnul Unirii nu sunt tocmai în această direcție. Deja candidatura sa la prezidențialele din 2016 din Moldova l-a favorizat pe Dodon, pentru că în Moldova situația e destul de simplă. Există o treime pro-unioniști și pro-europeni, o treime care sunt neutri și o treime proruși. Deci cei care joacă, care contează electoral, sunt cei nehotărâți, neutri. Ori neutri, în momentul în care sunt înspăimântați, nu sunt pregătiți pentru unire, evident că vor vota în direcția cealaltă, spre proruși, în speranța că se va păstra un echilibru și invers. Acum, revenind la declarațiile domniei sale, prima este o declarație care este în linia mentorului său politic, Victor Orban, pentru că domnul Simion a declarat într-un interviu în 2021 pentru presa maghiară că modelul său politic este Victor Orban, nu este nici Corneliu Vadim Tudor, nici Corneliu Zelea Codreanu. E bine, nu spun maghiarii, mă rog, Budapesta, că nu sunt de acord cu discuții cu Ucraina, pentru că Ucraina nu respectă drepturile ucrainienilor din Transcarpatia și creează probleme la nivelul NATO, nici românii nu sunt de acord să li se dea ajutor ucrainienilor din aceeași cauză. Și de la începutul războiului, acest discurs aparent patriotic, dar absolut fals, continuă. În ceea ce privește Moldova, se încearcă crearea unor resentimente față de Moldova, pentru că discursul este și ei economic. Într-un moment de sărăcie nu putem sprijini un guvern care nu este pentru unire. Dacă guvernul de la Moldova s-ar declara în favoarea unirii cu România, ar cădea peste noapte. Și așa situația e foarte complicată. Și așa, chiar dacă PASU și Maia Sandu rămân primii în sondajele de opinie, am văzut un sondaj, un barometru de opinie publică chiar săptămâna trecută, rămân foarte jos, adică au pierdut 30-40% din susținere. Vă dați seama ce riscant ar fi acest lucru. Iar ceea ce propune George Simion pentru Moldova ar fi pur și simplu transformarea Moldovei într-o adevărată colonie rusească, cu probleme pentru România și Ucraina în același timp. Iar în ceea ce privește asaltul haiducesc de la Ministerul Economiei, el intră într-o cât se poate de coerentă strategie a lui Simion de comunicare agresivă, care să spargă tiparele într-o linie de-a dreptul legionară, într-o tradiție legionară, în care, nu în calitate de haiduc, de reprezentant al poporului autentic împotriva elitelor corupte și a trădătorilor, pune problemele pe masă în condițiile în care era o situație confuză legată de interpretarea unei directive europene și știm foarte bine că domnul Popescu nu este cel mai bun comunicator din univers, din contră. Nu are calități foarte serioase de comunicare și perioada lungă în care a ocupat acest minister i-a dat și o oarecare aroganță în comportament care este prost tolerată și de media și de opinia publică. O să se scurteze șederea domnului Popescu la minister? Adică nu e iarna, barometru... Nu. Bun, poate să fie, dar nu Simion va fi. Adică ar fi penibil ca, după ce din cauza fostei colegi a lui Simion, nu, au ajuns să folosească... Mă gândeam că domnul Simion a preluat de la USR tema taxei pe soare, așa zisă. Da. Și a folosit-o, dar nemulțumirile am văzut că există inclusiv din PSD la adresa domnului Popescu. Dar sunt vechi. Sunt, păi sunt vechi și insistente și atunci de-aia mă întreb dacă nu cumva va fi o picătură care umple paharul undeva, poate după trecerea iernii când se va face bilanțul. A, bun, după trecerea iernii. Poate în mijlocul iernii când se va face bilanțul, nu știu. După trecerea iernii e posibil, dar acum din cauza lui Simion nu. E o picătură care contează, ar fi penibil.
din contră atacurile lui Simion, îi întăresc poziția lui Popescu, pentru că dintr-o dată Popescu devine victima agresivității politice și chiar și colegii săi din PSD vor trebui să-l protejeze. Așa cum a mai fost odată în Parlament la acel episod. Domnule Pârvulescu, revenind un pic, e important la sprijinul nostru pentru Republica Moldova, cum ar trebui să se manifeste mai mult decât se manifestă deja prin finanțări, prin această alimentare cu curent acolo unde e posibil? Poate mai activă pe plan european, pentru că România n-a fost, din punctul meu de vedere, foarte activă la conferința donatorilor de la Paris. Nevoile financiare ale Moldovei sunt imense. Atât Comisia Europeană a oferit la începutul lunii noiembrie 200 de milioane ajutor plus 50 de milioane pentru familiile dezavantajate. E foarte puțin. Conferința donatorilor de la Paris a strâns 150 de milioane. Cred că fiecare din statele importante, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, poate și Marea Britanie, au oferit încă vreo 100, poate 100 și ceva de milioane. Sunt undeva în jur de 500 de milioane de euro, dintr-un total de aproximativ 1.200.000, un calcul cât se poate de economic, necesitățile Moldovei în perioada de iarnă. Moldova este un stat sărac. Deci nu are de unde să facă rost de bani pentru a menține situația. Și cum vă spuneam, rezultatul atacurilor permanente, nu doar a manifestațiilor finanțate de Moscova și de Partidul Șor, dar atacurile pe rețelele sociale importante din partea Moscovei și-au făcut simțit efectul, pentru că cei 20% cât au în momentul de față Maia Sandu și PAS, înseamnă, de fapt, electoratul care va rămâne permanent alături de Maia Sandu. Deci au reușit să coboare, din punctul meu de vedere, la maxim. Mai jos de atât nu se poate. E adevărat că n-au reușit să crească socialiștii și Partidul Șor, dar dacă ar avea alegere acum, Maia Sandu, apropo, ar fi obligată să formeze o coaliție, n-ar avea cu cine. Deci adversarii proruși ar forma o coaliție, pentru că în Parlament ar intra socialiștii, Șor și eventual comuniști, adică toate partidele proruse, din care unele evident proruse. Or, trebuie sprijinită Maia Sandu, trebuie sprijinit guvernul din Republica Moldova, pentru că ei fac tot ceea ce pot, dar n-au o marjă de manevră foarte mare și, din păcate, sau nu din păcate, un efect al sprijinirii masive a Ucrainei este că banii se duc cu prioritate spre Kiev, având în vedere situația geostrategică, și foarte puțin spre Chișinău, deși toată lumea înțelege, nu doar la București, că este un loc strategic. Zile decisive pentru negocierile privind admiterea noastră în Schengen. Și aici pare că asistăm la un fenomen oarecum ciudat. În toate aceste manifestări de neîncredere, nu? Pare că și-au dat ștafeta unii altora, astfel încât e foarte greu să discerni în momentul ăsta cine ție cu adevărat aliat în toată povestea asta. Cel puțin asta e impresia mea. Mă uit la Olanda, de exemplu, la care s-a întors toată discuția. Sigur, Austria rămâne suspectul de serviciu în momentul ăsta, nu ne vrea, aparent. Olanda spune însă că ar decupla la o adică România de Bulgaria, ceea ce tot o scoatere de pe agenda temei ar însemna. Și atunci, de fapt, pe cine contăm în momentul ăsta? Cine cu cine trebuie să negocieze? Acum aveți dreptate în ceea ce privește decuplarea. Decuplarea este greu de realizat din punct de vedere real, la nivelul solului, pentru că România nu e pregătită să aibă pe Dunăre și la granița cu Bulgaria un sistem puternic. Poate să-l creeze destul de repede, dar nu asta era ideea. Ideea era că Bulgaria va asigura partea aceea de graniță europeană, nu România. Și într-adevăr este, tehnic discutând, o problemă complicată. Pe de altă parte, ieri luni la Bruxelles a avut loc o întâlnire legată de agenda privind migrația, pentru că, de fapt, nu e vorba de România, de Bulgaria sau de Croația. Și aici e o nedreptate, pentru că, de fapt, majoritatea migranților care trec cel mai probabil prin Croația, nu prin România și Bulgaria. Prin Serbia, e adevărat, asta e cu tot o altă discuție și nu avem timp să o facem astăzi. Unii dintre cei care ajung în Serbia, cu siguranță,
încearcă să treacă și în Banat și din Banat în Ungaria. Dar să știți că migranții nu sunt naivi și neinformați. Știu că au mari probleme la granița cu Ungaria. Ca urmare, se îndreaptă spre Croația pentru că odată ce intră în Slovenia, au cale liberă. Slovenia este deja de foarte multă vreme membru a spațiului Schengen. Deci problema este a migrației și o problemă de politică internă. Nu e o problemă legată de relațiile cu România. Este vorba de agenda internă a unor partide din Suedia, din Olanda și din Austria. În ceea ce privește strict și formal, Suedia și Olanda sunt de acord, Austria nu. În Austria nu doar ministrul de interne, ci și cancelarul spun nu, dar dacă ne uităm pe sondajele de opinie, înțelegem de ce. Pentru că Partidul Popular al primului ministru, al cancelarului, este în cădere. Pentru că Partidul Libertății, care este un partid de extremă dreapta, încearcă să profite pentru a ieși din criza Ibiza-Gate de problema migrației și pentru că socialdemocrații stau foarte bine adversarii popularilor la conducerea guvernului, aflați în opoziție, ori socialdemocrații nu sunt împotriva migrației în general, nu doar împotriva extinderii Schengen. Și atunci o problemă de politică internă, poate și luptă în interiorul partidului de guvernământ, de ce nu, a devenit o problemă europeană și foarte greu de controlat acest lucru. Și mai e vreun aliat puternic de tip Germania, să spunem, care să influențeze jocul, chiar dacă el e intern în Austria, de pildă? Și dumneavoastră, și eu, și probabil mulți dintre ascultători știu că Viena a fost și este o placă turnantă a spionajului rus. Și că Austria este, din punct de vedere economic, țara cea mai fragilă din cauza influenței capitalismului rusesc acolo. Deci s-ar putea să conteze și chestiunea asta, mai ales că partidele conservatoare din Austria au avut o relație foarte bună cu regimul lui Putin. Și cele extremiste și Partidul Libertății, dar și Partidul Popular. Deci e posibil ca pe undeva prin... Da, mă rog, n-are sens să discutăm acum despre asta, avem o situație pe care autoritățile de la București n-au luat-o în calcul, ceea ce este o eroare, pentru că în Austria tendința asta este mai veche și care e greu de rezolvat. Doar Comisia poate să o rezolve, dacă poate să... Sigur, presiuni de la Paris și de la Berlin pot conta. Dar în ceea ce privește Viena, este oarecum dificil ca peste noapte să rezolv problema. Comisia a venit cu noi elemente legate de migrație pentru a liniști Austria, așa cum s-au făcut misiuni speciale pentru a vedea capacitatea României și Bulgariei. Este o problemă greu de soluționat. Adică, cred că în asta două zile, o zi și jumătate, o zi care a mai rămas până da. Să ia decizia, e dificil de soluționat, depinde de foarte multe lucruri și depinde și de situația geostrategică. România și Bulgaria, mai ales România, Bulgaria era aici dependentă de România, urma să fie premiată pentru rolul său geostrategic pe care îl are și nu se întâmplă lucrul ăsta. Adică ar mai fi o capitală care ar putea conta dacă ar transmite un semnal clar și asta se numește Washington. Pentru că, da, România joacă un rol important în această conflagrație, în sensul că este o țară foarte apropiată de zona de conflict, una din cea mai apropiată de zona de conflict din NATO și din Uniunea Europeană, pentru că conflictul nu se desfășoară la doar câteva sute de kilometri de granița României, importantă pentru sprijinirea Ucrainei și din punct de vedere geostrategic, al transporturilor, al infrastructurii, ar fi important ca România să facă parte din Schengen. E bine, aici s-ar putea să conteze dacă vor face vreo intervenție, nu știu dacă se întâmplă sau nu, dar timpul e foarte scurt. Am în continuare îndoieli în ceea ce privește rezultatul zilei de mâine, fără să vă pot spune clar acum, nu se va întâmpla. Pentru că nu-i sigur că nu se va întâmpla, dar dacă punem în balanță, șansele să nu se întâmple sunt mai mari decât să se întâmple. Profesorul Cristian Pârvulescu, astăzi în Piața Victoriei, vă mulțumesc foarte mult! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.